Bun găsit, dragii mei! Astăzi vorbim despre ce se întâmplă când consumăm prea multă fructoză. Poate știți deja că fructoza este o sursă de energie pentru organism, însă doar fructoza din fructe, legume și alimente neprocesate este cea sănătoasă. În trecut, când zahărul nu era produs în masă, oamenii consumau foarte puțină fructoză și pe aceea doar din alimente ce o conțin în mod natural, adică din fructe, legume, nuci, semințe sau miere. În zilele noastre, din păcate, consumul de fructoză al populației a crescut pentru că industria alimentară a început să o extragă din surse precum siropul de porumb și să o folosească în diferite alimente. Iar zahărul extras din sursele naturale și adăugat în alimente nu mai este sănătos. Poate mulți dintre noi asociază fructoza cu fructele, însă fructele sunt o sursă cât se poate de sănătoasă de fructoză. Un consum regulat de fructe și legume proaspete poate reduce riscul de obezitate și diabet, poate reduce marcării stresului oxidativ și ai glucozei din sânge. În zilele noastre, cea mai mare cantitate de fructoză ajunge în organism din alimentele procesate și din băuturile îndulcite, fie ele carbogazoase sau nu. Mai mult, studiile arată că un consum de zaharuri lichide are efecte mult mai nocive asupra corpului. Este de ajuns să consumi un pahar de băutură îndulcită artificial pe zi ca să te confrunți cu un risc mai mare de a dezvolta steatoză hepatică non-alcoolică. Alege, în schimb, apa sau băuturile naturale. Ce se întâmplă mai exact în organism atunci când consumăm fructoza din siropul de porumb și de ce este atât de periculoasă pentru sănătate? Studii realizate recent arată că intestinul subțire procesează mai mult de 90% din cantitatea de zahăr ingerată, iar excesul de fructoză își continuă drumul spre colon, unde intră în contact cu microbiomul. Așadar, este foarte posibil ca excesul de fructoză să fie cauza sindromului de intestin permeabil și să joace un rol extrem de important în dezvoltarea unor afecțiuni precum boli de piele, tulburări tiroidiene, intoleranțe alimentare, alergii, afecțiuni articulare, boli digestive, depresie și alte tulburări psihocomportamentale. Mai mult, consumând în exces fructoza din siropul de porumb, vă creșteți șansele să suferiți de hipertensiune arterială, boli cardiovasculare, rezistență la insulină, diabet, boli ale ficatului, colesterol mărit, obezitate sau chiar cancer. Așadar, am putea spune că ceea ce se întâmplă atunci când consumăm prea multă fructoză este o schimbare la nivelul întregului organism. Noi, oamenii, suntem ca niște mașinării cu piese mai mici și mai mari ce comunică intens unele cu altele. Dacă inițial fructoza din siropul de porumb afectează doar sistemul digestiv, treptat poate fi dăunătoare și altor organe. Rețineți deci că fructoza sănătoasă este doar aceea din alimentele naturale și evitați pe cât posibil să consumați alimente procesate și băuturi îndulcite ce conțin adaos de zaharuri. Să ne revedem sănătoși și voioși! Pe curând!